În momentul în care tu ți-ai mintea permanent ocupată, nu o să accesezi această creativitate sau soluții. Permanent ești agitat și stresat ca tu să rezolvi lucrurile și vei folosi foarte puțin din capacitatea creierului. Salutări, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Power Podcast. Numele meu este George Nedelcu. Ajut antreprenorii și managerii în general sau oamenii care vor să vină către mine să-și găsească echilibru, zic eu, și armonia între viață personală și viață profesională, unde includem evident și un stil de viață sănătos. Cum am ajuns eu la toate lucrurile acestea, o poveste întreagă. Cred că mi-am învățat niște lecții sau am învățat niște lecții foarte dure de-a lungul timpului și văd din ce în ce mai mulți oameni care își doresc să facă o grămadă de lucruri și bine, zic eu, în jurul lor, dar nu știu cum să se organizeze, nu știu cum să-și pună în ordine lucrurile sau viața, și acolo simt că pot să intervin eu. Dacă ești din această zonă și dorești să investești în dezvoltarea ta, eu știu, te găsești într-un moment în care lucrurile nu sunt în ordine și nu sunt în armonie, te invit să accesezi un link-ul din descriere, indiferent că găsești acest video pe YouTube sau în, ce știu, pe Spotify sau în Apple Podcast, Google Podcast, indiferent de canalul pe care tu îl accesezi, unde te poți înscrie într-o sesiune de strategie 1-1. Ai grijă să răspunzi la toate întrebările din acel chestionar. Colegii mei sunt foarte atenți să verifice, eu știu, dacă te încadrezi sau nu te încadrezi, plus că și softul face o selecție automată în funcție de câteva criterii pe care noi le-am dat. Este vorba de pe cine și cu cine vrem noi să ajungem în contact sau pot să stau de vorbă. Așadar, dacă te găsești într-un punct în care, nu știu, lucrurile nu sunt așezate în ordine pentru tine și vrei să stai de vorbă cu mine și te încadrezi în, eu știu, în selecția de întrebări pe care noi am pus-o acolo, te invit să accesezi acel link și să ne vedem unul la unul. Iar dacă lucrurile funcționează și pentru mine și pentru tine, adică ne potrivim și vrei să intri într-un program de coaching, facem pasul următor. Oameni buni, astăzi vreau să vorbesc despre pauze. Pauze, stați cu mine până la sfârșitul acestui podcast, pentru că pauzele, eu am zis așa, beneficiu sau procrastinare. N-am să mă dau la o parte să spun că pentru mine pauzele o bună perioadă de timp, simțeam că îmi pierd vremea și nu am înțeles valoarea pauzelor mult timp. Bun, înainte să îi dau un pic înainte și aș vrea să fac o observație interesantă. O observație, de fapt, nu știu dacă interesantă și pentru mine până la urmă, dar cred că și pentru voi. Vă invit cu mare drag să vizitați site-ul georgenedelcu.ro, secțiunea blog, deci insist asupra acestui lucru. Sunt articole foarte bine selectate, scrise de mine, de colegii mei, în așa fel încât să poată să aducă un plus de valoare. Deci dacă nu îți place să mă vezi sau să asculți podcasturile mele, este în regulă, mergi pe blog și vezi articolele pe care noi le scriem acolo, de acolo mă și inspir, colegii mei lucrează intens de a selecta topicuri, întrebări, din întrebările voastre, din topicurile care sunt de interes, subiecte care să le putem prezenta în așa fel încât să vă ajute. Deci nu e obligator să mă vezi sau să mă asculți pe mine dacă simți tu că nu e... Nu sunt om potrivit pentru asta, dar poți să citești un articol sau să parcurgi un articol de blog care este foarte fain și este documentat și foarte fain, prezentat pentru oricine care dorește să învețe ceva. Da? Și e gratuit, atenție! Înainte să începem să povestesc un pic, nu uita să dai like, să dai share, să dai un review dacă ești pe un canal de podcast, pentru că review-urile sau aprecierile sunt foarte bine îmbrățișate de algoritmii softurilor și evident să ne ajutești pe noi să facem, să facem un pas în față, să ajungem la mai mulți oameni. Dacă te-a ajutat, evident pe tine. Dacă nu, unsubscribe, știi cum zicea cineva la un moment dat, ți-am dat like-ul, mi-am luat like-ul, este în regulă, da, sau subscribe-ul. Mă interesează să ajungem cu subiectul și cu topicul acesta la oamenii care simt că au nevoie de noi și să stea alături de noi cât simt ei că, eu știu, funcționează pentru ei informația de pe acest canal. Oameni buni! Foarte interesant acest topic și am să încep prin a spune că, și de fapt am și început prin a spune faptul că eu nu am fost omul care să știu să-mi iau pauze. Am mers până la epuizare, m-am consumat de-a lungul timpului. Cei mai răi profesori, știu dacă sunt răi, nu cred că sunt răi, sunt doar profesori care nu m-au inspirat în modul potrivit, este vorba de mama și de tata. Mama a stat într-adevăr mai mult timp lângă mine și am fost o persoană permanent ocupată, dar ocupatul ăsta nu înseamnă neapărat productiv,
cum nu înseamnă neapărat relax, nu înseamnă, înseamnă agitație și stres, asta a fost modelul meu. Nu m-a învățat nimeni că toate lucrurile se fac în organizat, nu se fac pe lucrurile importante, alergam pe, să fac toate lucrurile deodată și plus de asta am învățat să nu-mi las mintea neocupată, să zic așa, trebuia să-mi ocup cu ceva. Foarte mult am avut această confuzie între dacă stau, pierd vremea sau procrastinez sau efectiv este un timp benefic. Mi-am dat seama că eu am nevoie să-mi liniștez mintea în cazul meu pentru a accesa, ce știu, creativitate, accesa soluții, pentru că în momentul în care tu ți-ai mintea permanent ocupată, nu o să accesezi această creativitate sau soluții. Permanent ești agitat și stresat ca tu să rezolvi lucrurile și vei folosi foarte puțin din capacitatea creierului. Deci, o să-ți dau câteva puncte pe care le-am extras din blogul nostru de pe pagina George Nedelcu și am să-ți dau câteva puncte care le văd importante și prin felul în care sunt prezentate în blog, dar și cu explicațiile mele din acest podcast. În primul și în primul rând, când iei o pauză, atunci ai timp să așezi. La școală mergi 45 de minute la ore sau 40 de minute, depinde de unde înveți. Și școala sau ăsta, instituția de învățământ îți dă 10-15 minute de pauză, da? Dacă vorbim la adult, sunt și în programele pe care le facem în sală sau chiar în cele online, o oră jumate, o oră și sau spre două ore, după care avem 15-30 de minute de pauză, tocmai pentru a lăsa mintea să se așeze. Mergi la mișcare. E bine să alergi, să alergi, să alergi sau să lucrezi cu echipamentele sau aparatele, fă și pauze. Pauzele sunt foarte bune pentru a așeza. Dacă tu tot soliciți creierul, mușchii, sistemul nervos, automat la un moment dat va ceda și îl vei slăbi. Nu are timp să se refacă și nu are timp să se pregătească pentru nou val de solicitări pe care tu îl faci, indiferent că este vorba de musculatură sau de sistemul tău nervos. Așadar, dacă tu ai senzația că în momentul în care tu nu faci pauze, ești mai concentrat și ești mai atent la ceea ce faci, gândește că cu timpul tu slăbești capacitatea ta de atenție și de focalizare. Iar primul punct, inclusiv aici pe blog, vorbim despre creierul nostru beneficiază de focalizare și de concentrare. În momentul în care tu faci pauză, în pauza respectivă ai posibilitatea să selectezi ce este bine să păstrezi în focus și ce nu este bine să păstrezi în focus. Cu cât vei reuși să faci pauzele sănătoase și pauzele constructive și să te recalibrezi, indiferent că lucrezi la un proiect sau în absolut orice, te refocalizezi. Gândiți-vă că până și o vacanță este o pauză care te ajută să-ți reîncarci bateriile. Foarte mulți și cred că fiecare dintre noi, în momentul în care luăm o scurtă vacanță, un weekend, ce știu eu, poate chiar o vacanță mai prelungită, de o săptămână, două săptămâni, 10 zile, habar n-am, te întorci cu bateriile încărcate și ești pregătit de ce știu, o nouă etapă, 2-3 luni de zile de activitate intensă la activitate, să-ți folosești mintea, energia, corpul fizic și așa mai departe. Deci, e foarte important să iei și să îți asumi aceste pauze, pentru că este de 1000 de ori mai sănătos și este de 1000 de ori mai valoros pentru tine în timp. Odată că sănătatea ta se reface, ai timp să te refaci. Unul dintre clienții mei chiar m-a întrebat astăzi că are cumva programat o vacanță, mă rog, la momentul în care filmez acest podcast și ar avea niște provocări în companie, în business și am spus, mă, dacă este programat, aș face în așa fel încât să-mi respect acel program dacă simți că ești obosit. Dacă poți să, eu știu, să muți această vacanță, dar să nu o anulezi, aș face 2000 de ori. Și sfătosul din mine, ca să zic așa, neapărat sfătos, cât faptul că în trecut n-am ascultat de îndrumările celor care erau mai în vârstă decât mine, care mă îndemnau să nu uit să-mi iau vacanțele sau să-mi iau timp liber pentru mine, pentru că mă va duce la un moment dat la epuizare și de la bucurie și entuziasm mă va duce la insatisfacție. N-aveam mintea să înțeleg, n-am avut un om care să am încredere suficientă sau ce știu, să-mi câștige încrederea în așa fel încât să mă ajute să iau asta. Iar acum aș recomanda, odată că prezint și predau ce înseamnă managementul timpului sau cum să-ți organizezi resursele și energia, nu știu dacă neapărat din perspectiva managementul timpului, cât să-ți manageuiești viața. Și cred că asta este cel mai important. Armonia se așează atunci când, conform naturii și a felul în care au fost lăsate lucrurile pe pământul ăsta, se păstrează într-o anumită ordine. Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Deci nu îi dă tot timpul cu iarnă, tot timpul cu vară, dacă luăm extremitățile, dar gândiți-vă ce bucurie pentru cei care ascultați din România și au locuit în România sau într-o zonă echilibrată din punct de vedere al anotimpurilor,
cât de bine și cât de frumos este fiecare antip și cât de benefică este pentru, pentru sănătatea noastră. Asta este un detaliu. Dar să știți că la fel funcționează și în economie, la fel funcționează și într-o relație. Pe același principiu anotimpurilor și putem să facem o analogie în alt episod. Un alt punct, luarea de pauză ajută la luarea deciziilor. Foarte important atunci când tu iei o pauză sau faci un pas înapoi sau îți asumi acea gură de aer de care ai nevoie, poți să iei decizii mai echilibrate. Niciodată să nu iei, se spune, decizii când ești foarte nervos, da? Cum nici când ești foarte fericit. Da? De ce? Pentru că luarea deciziilor în acele momente, în spike-urile acelea de up and down, s-ar putea să te conducă la decizii mai puțin favorabile. Așadar, ia o pauză, că este o zi, că este o oră, fă un pas înapoi, așa-ți gândurile, după care iau decizie. Te ajută foarte tare. Luarea de pauză ajută la învățare. Bună mea prietenă Oana, Oana Nicolae, în programul ei de la Points of View, cel care ne-a învățat cum să folosim instrumentul Points of View prin imaginile fotografice și cum să lucrăm cu el. Fiecare workshop sau fiecare temă pe care ne-a predat-o și așa funcționează inclusiv tot sistemul, tot programul, este cu a lua o pauză. Și înainte să ne așezăm, să lucrăm cu noi, cu imaginile, cu mintea noastră, ne invită la o pauză în care ne relaxăm, ascultăm muzică, eu știu, ne cadrăm un pic următoarea oră, oră și jumătate și ce vrem să se întâmple cu noi, ne setăm anumite intenții și ne relaxăm. Foarte mișto, Cadrer Her, un alt prieten de-al meu, mi-a spus la un moment dat, după ce descărcam materialele pentru lucrarea care aveam de făcut, invitam pe colegi să ne luăm o cafea, să ne liniștim, să ne punem câteva lucruri pe hârtie, să începem cu o pauză. Și asta mi s-a părut foarte fain. Deci, de foarte multe ori, pauza aia și planificarea, cred că poate să aducă mult mai multă bucurie, fericire și să preîntâmpine situațiile nefavorabile decât dacă ai intra în câmp și ai lucra și ai face fără să fii atent în ce direcție mergi. Deci, atenția, deci beneficiul pauzelor te duce la destinație. Cred că ăsta ar fi mesajul pe care aș vrea să-l transmit. Da? Pe de altă parte, uite, luarea de pauze poate stimula creativitatea. Eu sunt o persoană care a trebuit să învăț să iau pauză și în continuare cred că mă lupt cu acest lucru. Noroc cu Dan, care de fiecare dată mi-aduce aminte că dacă știu să iau o pauză la momentul potrivit, este benefic. Este o persoană care gestionează bine aspectul pauzelor, da, ca să zic așa, dar cred că este un echilibru între noi. Dar ceea ce vreau să spun este faptul că lucrând, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le avem de făcut sau sunt foarte multe lucruri pe care ni le propunem să le facem, unele dintre ele, eu știu, se suprapun cu altele, la un moment dat mai apar și întârzieri și fără să-mi dau seama, ajungi la un moment dat și am ajuns de foarte multe ori să, chiar dacă o fac cu foarte mare pasiune, să-i tot dau să muncesc, până când la un moment dat am simțit efectiv că cedez, nu neapărat pentru că nu aveam entuziasmul și dorința de a face, era pentru că fizic nu mai puteam. Deci, și pe de altă parte, creativitate, când spun de creativitate, da, într-o minte liniștită, într-o minte care antrenez creativitate, ideile vor veni și idei și creativitate. Deci, eu sunt o persoană care atunci când sunt liniștit, by the way, chiar pot să fiu creativ. În rest, de multe ori m-am considerat necreativ pentru că lucram și am lucrat tot timpul pe un schedule foarte încărcat. Odată, al cincilea punct din pauze și vi le citesc de aici din blog, unele dintre ele mi se par fabuloase și un articol foarte mișto. Luarea pauză reduce stresul. Evident că reduce stresul atâta vreme cât integrezi pauzul ca fiind bonus sau beneficiu pentru tine sau, bineînțeles, pentru tine și cei din jur, dar în principiu pentru tine. Și obiceiul după aceea, corpul știind că ia pauză și se relaxează, automat va avea tendința să-ți dea, să-l lași să-l utilizezi la maxim, după care să, în momentul în care te pauzi, să te retragi și să te reîncarci de energie, de ce știu, de creativitate, de tot ce ai nevoie, de forță, de motivație pentru a face pasul următor. Așadar, stresul îl gestionez foarte bine pentru că eliberezi tensiune, cortizol, îți lași timpul, îți lași toate energiile să se așeze, după care reintri cu aceeași intenție, te calibrezi imediat. Cred că cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau, vii dintr-o vacanță, indiferent cât a durat, în primele ore ale zilei de luni când te-ai dus, dacă ai ajuns luni la servici, e o zi în care de cele mai multe ori până îți găsești locul și mai departe. Dar dacă, ce știu, apar câteva situații care trebuie să te implici, s-ar putea ca în prima jumătate de zi să și fi uitat că ai fost în vacanță. Efectiv, mintea știe ce are de făcut. Deci să nu-ți faci iluzia că
ce știu, dacă ai ieșit și ți-ai luat o pauză mai lungă, mintea nu mai știe ce are de făcut sau tu nu mai știi ce ai de făcut. Ba da, tu știi foarte bine ce ai de făcut, dar dacă știi să faci, să ții pauzele, spunea cineva, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Da, este într-adevăr, e, pentru mine este o chestiune care poate și îmi place să fac foarte multe lucruri și îmi place entuziasmul ăsta activităților sau a programului meu încărcat, îmi place să fac asta. Mi este încă în conflict, aș putea spune, pentru că iubesc să îmi fac de lucru, să am activitate. Luarea unei pauze îți oferă timp pentru a mânca, iar este foarte important, suntem atât de absorbiți de activitatea pe care noi avem și uităm să ne luăm masa potrivită, să ne luăm masa la ora potrivită, să ne hidratăm. Așadar, uite, un alt punct care poate să fie fain și valoros. Luarea unei pauze te menține în siguranță și emoțională și fizică și inclusiv dacă ne uităm la sport, ce știu, rupturile musculare sau contracturile sau, uite, am pe un prieten, Paul Ardeleanu, care în urmă cu ceva ani de zile a făcut o competiție foarte interesantă, 50 de semi-maratoane în 50 de zile consecutive, foarte curajos, un maratonist care a făcut 100 de maratoane în 100 de zile, deci el a căutat să facă jumătate și mi se pare fabulos, adică să poți să alergi în fiecare zi 21 de kilometri, pe lângă faptul că pe lângă cei 21 de kilometri, adică un semi-maraton, să țină și un workshop și de jumătate de oră sau oră în orașul respectiv, deci 50 de semi-maratoane, 50 de orașe diferite, 50 de prezentări în public, deci și la un moment dat în ziua, nu știu, 7, 8, 10, habar n-am cât a fost, ne-a povestit el la un moment dat, a fost efectiv corpul nu vrea să mai dea jos din pat. Și a avut niște contracturi foarte mari și așa mai departe. Corpul se poate adapta, mintea se poate adapta, e adevărat, dar a terminat după ce experiența asta câțiva ani de zile, nu știu dacă mai trebuie semi-maratoane și chiar spunea că pur și simplu a fost prea mult pentru el. No, gândiți-vă că cu intenție știa ce are de făcut și așa mai departe, s-ar putea să-ți ducă să se întâmple exact efectul invers. Deci caută să îți gestionezi foarte bine acțiunile, intențiile și să mai iei și pauzele potrivite, pentru că nu suntem obișnuiți odată și plus de asta nu înseamnă că nu putem, uite, avem dovada asta clară că se poate, dar și în alte activități de altfel, dar poate să fie, ajungă în extrema cealaltă să fie distructiv. Pauzele mai lungi, cum ar fi vacanțe bune pentru inima ta, cred că până la urmă pentru inima ta ai mai multe lucruri de care ai nevoie, dar una dintre ele, când vorbim de emoție, este cumva timp pentru... Eu când mă gândesc la pauza sau vacanțele care au grijă de inima ta, înseamnă că tu ai grijă de tine. Și una peste alta, timpul, de exemplu, pe care mi-l iau în timpul zilei în care citesc câteva pagini dintr-o carte sau ascult muzică sau, ce știu, mă plimb. Mi s-a întâmplat să-mi iau bicicleta să mă plimb, mai ales când e vreme frumoasă afară. Am avut momente în care mi-am luat cartea și m-am dus într-un parc aici lângă unde avem noi biroul. Sunt zile în care am plecat de la birou și am lucrat de pe lângă Brașov sau chiar de acasă de la mine. Am simțit întotdeauna să mă aliniez cu lejeritatea. Deși intens, chiar intens, sau activități continue, am căutat să nu mă scot pe mine din prim plan. Sunt mulți ani de zile, cel puțin în prima parte a carierei mele, când am refuzat să-mi iau o vacanță sau chiar am refuzat să-mi iau o pauză, nu doream acest lucru, simțeam că e mult mai important acum să fac nu știu ce bani, să fac nu știu ce carieră. Nu aș mai face asta absolut niciodată și aș recomanda tuturor celor care sunteți tineri și vreți să atingeți cerul până la 25 de ani, tot aud povești de genul ăsta, 30 de ani. Băi, oameni buni, e fain să atingi cerul și să obții niște rezultate până la 25-30, dar în final tot cu ceea ce rămâi, tot cu trăitul acela rămâi. Nu poți să faci, stai în salturi, nu știu, lucrezi, după aia numai călătorești și mai departe. Și călătorii sunt foarte bune, dar mai devreme sau mai târziu, eu zic că o să simți nevoia să te implici în ceva, să fie mai mare decât jobul care să-ți aducă niște bani, nu știu, să creezi proiecte care să-ți dea satisfacție emoțională, mentală. Una peste alta, alege să-ți echilibrezi viața și introdu pauzele în viața ta, pentru că fiecare pauză înseamnă un moment de conexiune cu tine. Și fiecare moment, dacă știi să-l folosești cu succes, o să vezi, nu știu, o să vezi lucruri fabuloase. Cred cu tărie că fiecare pauză sau fiecare activitate care include și pauză, că e inclusiv în relația ta
personală, am spus, eu când merg la sală și merg în lumea mea cu căștile pe urechi, ascult un podcast sau chiar muzica mea, e un moment de pauză pentru mine. Nu vreau să-mi petrec timpul, tot timpul cu cineva sau tot timpul cu soția sau tot timpul, chiar sunt momente care doar mă plimb. Vreau pur și simplu să fiu eu cu mine. Am avut momente când am fost pe munte singur, nu des, dar am făcut-o, am ieșit cu bicicleta, sunt momentele mele de pauză sau de timp cu mine. Eu le văd momente de pauză. Așadar, oameni buni, ce să zic, este un alt episod în care vreau să vă stimulez să vă uitați altfel la viața voastră, să vă includeți în programul vostru și să includeți pauzele. Chiar în programul de time management pe care l-am și îl veți găsi pe site-ul georgeandelcu.ro, chiar în momentul în care începem să ne construim orarul și vorbesc despre blocuri de timp, primele pe care noi le punem acolo sunt somnul, că știm sigur că dormim, da? Deci sigur, sau cel puțin cât dormim, nu știu, că sunt 5 ore, că sunt 3 ore, că sunt 8 ore, nu intru în detalii acestea acum, o să le pun într-un alt podcast, îl punem acolo, începem cu o pauză, eu încep cu o pauză de așează ziua, citește și o pauză, după care pauza de masă, după care încă o pauză la partea a doua zile și mai departe. Adică începe cu lucrurile pe care e bine să le pui și să știi că pauzele au fost primele care le-am pus în calendarul meu, tocmai pentru că știu ce provocări de sănătate am avut, supraponderal am fost, mental, surmenat, stres, nu merită, pentru nimic în lume nu merită. Gata, oameni buni, acesta a fost subiectul de astăzi, nu uitați de pauze, nu uitați să dați un like, share, un review pentru cei care urmăriți și ascultați podcasturile în Apple Podcast sau Spotify, algoritmului îi place interacțiunea, indiferent de rețeaua de socializare și bineînțeles vă invit pe Instagram sau Facebook, unde noi postăm evenimentele sau programe pe care noi le facem în fiecare lună, în fiecare trimestru, în fiecare an, constante. Iar dacă vrei să intri în contact direct cu mine, există un link în descriere care te va conduce la o sesiune de strategie, te programezi, colegii mei vor citi răspunsul la întrebările tale, iar dacă te califici, bineînțeles, vei ajunge să colegii mei te vor direcționa și vei primi un link de conectare cu mine. Iar în acele 15, 20, 30 de minute, 40 de minute am avut în anumite situații, putem să dezbatem câteva lucruri care, evident, să te ajute și pe tine, să mă ajute și pe mine, iar la final, dacă ajungem să batem și de un contract, da? Să colaborăm, că este vorba de tine personal sau chiar compania ta, cu mare drag, te aștept și abia aștept să pot să servesc, să ajut cu experiența mea. Toate cele bune și ne vedem data viitoare. Numai bine!